Salutare, oameni buni! Zonele specifice de congregație de adunare a trântorilor. Drone Congregation Area. Zonele specifice de adunare a trântorilor există chiar dacă unora le convine sau nu. Și nicio lege a apiculturii nu va putea desfința, interzice sau schimba menirea. Trântorii se vor aduna în DCI-uri chiar dacă devine ilegal asemenea evenimente. Dar cum funcționează sistemul într-o zonă de adunare a trântorilor? După cum am văzut, trântorii devin maturi sexual în jur de 10 până la 12 zile de la apariție, eclozionare. În această perioadă, trântorul consumă polen și nectar, construindu-și forța și rezervele de spermatozoizi. Spre sfârșitul procesului de maturare, trântorii pleacă la zboruri de orientare ocazionale pentru a afla localizarea stupurilor lor. Trântorii aleargă după meze însorite pentru a-și face zborurile, de obicei între orele 3 și 5, ora locală. Fiecare zbor va dura aproximativ între 10 și 40 de minute. Dacă nu reușesc să găsească în club, DCI, acea reginiță câștigătoare cu care să se împerecheze. Între aceste zboruri, trântorii se întorc într-un stud din apropiere pentru a se odihni și pentru alimentare înainte de a ieși din nou. Trântorii pot realiza până la 4 zboruri pe zi, dacă timpul și vremea nu împiedică. Întrebare. Trântorii aleg o zonă de congregație relativ apropiată de propriul lor stup sau se alimentează din cel mai apropiat stup? Reginele călătoresc pe distanțe mai mari, poate la 3 sau 5 km până la un DCI. Acesta este un alt mod în care reginele tinere evită împerecherea cu frații lor, endogamia. Există și opinii care susțin că feromonii specifice a reginei o fac chiar puțin interesantă pentru frații ei. Cometa de trântori. Când o regină virgină intră în zona de congregație, trântorii o urmează în jurul ei, ghidându-se după mirosul feromonilor ei. O grămadă de trântori în formă de cometă, nerăbdători să-și dea ultima suflare pentru 5 secunde de iubire cu regina. Cometa poate conține până la 100 de trântori. De remarcat că mulți specialiști menționează că tânăra regină execută adevărate figuri de maestru al zborului, punându-i pe urmăritor la grele încercări acrobatice, de maestrie și de forță în zbor. Astfel, doar cei mai viguroși vor putea apropia în zbor. Ochii compuși, mari, de pe capul trântorului îi permite să-i urmeze fiecare mișcare. În mod competitiv, cel mai rapid și mai agil trântor este primul care ajunge pe podium. Este nevoie doar de un moment, iar întreg interludiu romantic se termină în 3 până la 5 secunde. Din nefericire pentru el, trântorul moare în acest proces. Regina continuă să se împerecheze și poate repeta procesul de 12 sau chiar de 20 de ori în următoarele câteva minute. Adesea ați citit că trântorii așteaptă regine virgine, dar acest lucru nu este corect. Faptul că nu mai este fecioară după prima împerechere nu face cu nimic pentru a interfera cu împerecherea ulterioară. Procesul de reproducere nu va înceta datorită unei simple tehnici. Un DCI este specific albinelor Apis mellifera. Majoritatea celorlalte specii de albine se împerechează pe pământ sau în flori. La cele mai multe specii, masculii se împerechează de mai multe ori, iar femeile se împerechează o singură dată. Adesea, femeile împerecheate dau un feromon care spun bărbatului pe care l-a luat deja că ar trebui să meargă mai departe. Deși ați avea nevoie de echipament special pentru a vedea o împerechere de albine, puteți vedea adesea alte specii de albine, dacă vă acordați atenție. Fii rapid cu aparatul foto, totuși. Ca și în cazul albinelor melifere, durează doar o clipă. Masculii albinelor Apis mellifera zboară către zonele specifice de congregație a trântorilor pe care reginele virgine o vizitează pentru a se împerechea. Din mii de trântori care sunt crescuți într-o colonie, foarte puțin reușesc să colaboreze cu o regină și, prin urmare, se așteaptă ca o selecție puternică să acționeze rândul adulților în timpul zborurilor de împerechere. În consecință, adunarea trântorilor la DCI poate servi drept un mecanism indirect de selecție a partenerilor, asigurându-se că reginele se împerechează numai cu acei indivizi
care au o capacitate de zbor mai bună și o reacție mai mare la indicii vizual și chimici a reginei. După un experiment, unde s-a testat această idee bazându-se pe asimetria fluctuantă a aripilor, FA, ca măsură a calității fenotipice, prin recaptarea trântorilor marcați la un DCI natural și prin compararea mărimilor și a FA-ului cu un eșantion de control de trântori colectate din stupinele lor materne, s-a putut detecta că orice selecție pe dimensiunea aripilor și a FA-ului care apare în timpul zborului de împerechere. Rezultatele demonstrează, pentru prima dată, acțiunea de selecție în timpul zborului de împerechere cu trânturi, arătând că stabilitatea dezvoltării poate influența capacitatea de împerechere a trânturilor de albină. Prin urmare, concluzionăm că selecția în timpul zborului de împerechere cu trânturi poate conferi reginei unele avantaje de fines. Din multitudinea de opinii și de păreri putem înțelege că în acest domeniu mai sunt multe de explicat și de dovedit științific. Categoric ni se relevă tot mai pregnant că trântorul este foarte important prin contribuția sa în cadrul familiei de albine, dar și în afară ei, în scopul selecției, reproducției și perpetuării rasei.